Hei, bună oameni frumoși! Ce faceți voi? Cum sunteți? Vă salut cu mare drag din Austria de data asta și vreau să vă arăt că am fost la cumpărături și vreau să vă arăt și vouă pentru că mi-a spus cineva în privat că vrea neapărat ca să fie alături de noi atunci când ne facem cumpărăturile. O să vă arăt ce mi-am cumpărat aici. Este un preț pentru casa de la căsuța noastră. Și este culoarea cam cum este la noi, foarte frumos, cum este la noi culoarea ca să potrivească pe perete, da? Așa arată. E foarte moale. Aici este ceva ce nu alunecă. Zice că nu alunecă. Acum o să vedem dacă și pun pe jos, dacă o să alunece sau nu. Aici are așa gumă. Are un pic de gumă. Aceste floricele sunt făcute din gumă. Să vedem dacă nu o să arunce. O să alunece. Este 40 pe 60. Chiar acolo la scări o să-l pun. Așa că mi se pare o culoare foarte faină. Și foarte ok. Și ușor de curățat. Nu vreau covoare foarte mari în casă. Cum v-am spus, este foarte moale. Uitați-vă. Foarte, foarte faină, piciorușe, o să fie fantastic. O să, dacă găsesc așa ceva, poate altă culoare învolitor la pat, la picioare. Nu vreau culoare mari, pentru că sunt foarte greu de curățat și vreau să pot rapid să spăl în camere pe jos când vreau să spăl, pentru că spălăm foarte des și așa atunci curățenia asta și mai rapid, zic eu. Dragilor, vă spun de fiecare dată, vă rog din suflet, nu uitați să apăsați butonul de abonare. Pe această cale vă mulțumesc celor care n-ați făcut-o ca să ne puteți urmări mai departe și o distribuire dacă binevoiți. Vă mulțumesc de asemenea. Eu vă doresc sărbători fericite. Poate ne mai auzim până atunci. Mai este un pic și vine Crăciunul. Spuneți-mi voi ce ați cumpărat, ce ați achiziționat. Eu am fost la cumpărături și mi-am luat, știți că mi-am rămas fără curent cândva acolo la 2 zile. S-a întâmplat. Și vreau să vă arăt că dacă se mai întâmplă să nu mai rămânem așa surprinși prin Ungaria, să vă arăt ce mi-am cumpărat, da? Eu mi-am achiziționat aici, o să vă arăt imediat, două bucăți din astea, sunt din metal, sunt foarte faine, cu sticlă, are protecția asta de plasă, de sârmă, roată, roată, ca să nu pice jos sticla, este foarte stabil. Se poate agăța în cui, da? Sau se poate, aici are un mâner. O să vă desfac unul acum. O să vedem mai bine. Are un mâner pe care ori îl agățăm în cui, ori dacă ieșim și la afară, are un mâner care să are aici și un pic de conout, se vede. E suficient. Nu știu cât e de lung, dar e suficient pentru că doar arde ulei, nu arde. Mi-am luat și 3 litri de ulei. Nu știu dacă nu vi le-am arătat acele 3 litri de ulei. Îmi place că este din metal, nu este din plastic. Noi avem aici un mic din plastic. E formatul. E tare, tare, tare. E un lampaș. Iar atunci când noi o să rămânem fără curent, dragilor, sunt sigură că putem merge în toată ograda și putem face lumină. Se poate agăța într-un cui, cum am mai spus, sau pur și simplu se poate lua în mână dacă mergi afară cu el. Are gardul ăsta de protecție, ceea ce îmi place maxim. Am găsit și doar cu sticlă. Când am comandat, am găsit și doar cu sticlă, dar nu. Am vrut doar cu sticlă din cauza că protejează foarte mult și nu pică jos și nu se sparge, e foarte stabil. Aici, uitați, aici are capătul închis, vedeți? De la sticla făcută. Se vede, da? De aici reglăm reglajul. Aici punem ulei. E suficient ulei de pus în el liniștit. E foarte, foarte frumos, îmi place maxim și nu este mic. Deci nu este un lămpaș mic. Mă gândeam că este foarte mic, a fost băgat într-un cartonaș
Cartonul ăsta mi s-a părut foarte, foarte rich în gust. Zic, Doamne, dar ce încape aici în acest carton? Și uitați aici cât e bine că și cartonul tot timpul e mai mare când comanzi ceva. Arată super, super de fain. Arată super de fain. Bineînțeles că asta se ia jos când se spală sticla ca să o puteți curăța, pune sticla înapoi în sârmă. Cred că se scoate afară și de aici ca să putem să spurățăm bine sticla. Aici poate să iasă afară. Dacă, dar nu cred că e nevoie pentru că cred că este sticla lor așa pe afară. Că e destul de loc, e un pic loc gardul. Nu e chiar așa de strâns. Ca să o putem curăța. Dar dacă nu o afumă tare, nu este necesar să curățăm des. O să vedem când o să și folosim. O să vă fac un video când folosim. Sper din suflet, mie îmi plac maxim. Deci, n-am cuvinte cât suntem bucuroasă că le-am căutat. Dar știți cum este? Viața ne învață. Nu m-am gândit niciodată că eu voi comanda aceste lămpașe. Niciodată. Nu m-am gândit că voi comanda aceste lămpașe. Nu vorba aia, am adus curent, avem tot ce ne trebuie. Dar uite că viața ne învață. O să le las aici și o să le ducem la Ungaria frumos, frumos. Și ce mi-am mai comandat aici, foarte benefic, zic eu, pentru noi, este o lampă solară. O lampă solară care se încarcă la solar, da? Iar ea se aprinde, are senzor și se aprinde așa și se aprinde de câte ori plecăm. Aici este un buton de pornire. Acest buton este buton de pornire. Oh, și merge! Dar la lumina se încarcă, deja s-a încărcat un pic. Se încarcă de la lampa mea. Ia uitați-o. Deci dă o lumină, dragilor. De la lampa mea s-a încărcat. Atât s-a încărcat de la lampa mea. Da. Și-a luat un pic de curent de la lampa mea. Deci funcționează. Wow. Wow, wow, wow. Foarte tare. Foarte bine arde. Dragilor, vă recomand, sincer, nu se vede nimica. Foarte frumos, super fain, foarte, foarte puternică, wow! O să, eu vă recomand cu mare, mare drag, o să stâng. Are faze, mai multe, dor deja ochii, deci e foarte bună, se aprinde după senzor, are senzor, de câte ori treci pe lângă ea se aprinde. Stă aprinsă, nu știu, depinde cum o programez cât să stea aprinsă. Și da, o să nu-mi curtea de ele. Mai am comandat una de la deja dus la căsuță. O să nu-mi curtea de ele pentru că sunt foarte, foarte rentabile. Să știți că eu am așa ceva, mai am comandat. De când am cumpărat casa al treilea an este asta și funcționează foarte bine. Haideți să vă zic ceva, lampile cu senzor trebuie protejate să nu intre, zice că sunt făcute să nu plouă pe ele. Eu cel mai sigur am citit și în comentarii, protejez zona asta să nu împice ploaia pe ea. Deci o pun undeva sub trecină mai jos ca să nu bată ploaia pe ea așa să, că da, automat dacă bate ploaia pe ea după un timp tot intră apă și o protejez să nu intre, noi o protejăm să nu intre apă și arde mult și bine cât să se încarce de la razele solare și eu vă recomand max, deci este ceva wow, este ceva wow, foarte tare. Și ce mi-am mai comandat, o să vă arăt imediat, ce mi-am mai comandat, aceste instrumentaje pentru curățarea dinților. Pentru noi, pentru fete, am 3 pachete la 50 de bucăți fiecare. Pachet. Da? Așa arată. Pentru a ne curăța dantura, foarte fain. Înăuntru la dinți. Sunt foarte ok și nu sunt scumpe deloc. Deci, cea mai bună metodă de a curăța dinții și a de nu rămâne, a nu se strica dinții, este dinții nu se strica, de exemplu, am pusut ață sau ață albă de la cusut, orice, dar am comandat din astea acum, pentru că vi le recomand că trebuie să ne curățăm și dinții. Foarte fain între dinți, să acea ață ca să cureți ce rămâne între dinți, ca să nu se strice dinții. Ok? Și ce am mai comandat la toaletă, nu știu cât de bine se vede, este fosforescentă,
Acest axibil, bărbat-femeie, este fosforescent și se pun pe ușa de la toaletă și se vede toată noaptea când te trezești noaptea și nu ai bec sau așa. Dar la noi e tare fain că se pot aprinde, avem întrerupătoare de lumină din toate părțile. Egal de unde vii, poți să aprinzi becul. Că intri din bucătărie, că mergi de la camera de la Nicol, se poate aprinde becul din două părți în fiecare cameră. Cum ieși și intri. Și la ieșire și la intrare. Aia este foarte bine. Dar eu o pun totuși la toaletă și mai sunt care nu aprind becul sau poate și luminează, fosforescente și luminează toată noaptea și sunt foarte faine. Ele se încarcă. Tot așa a fost un foarte, foarte ieftin, ca să zic așa. Și le lipesc acolo pe ușă. Ușa este albă, o să arate impecabil. O să arate foarte fain. Doamne, ajută! Asta este deocamdată video pe care vi l-am prezentat. Eu vă doresc multă sănătate, să ne auzim cu bine. Eu mai fac pe canalul meu și câte o rețetă, când depinde cum. Mâncărurile facem toată lumea, le facem diferite. Mâncărurile pe care le facem fiecare zonă e și cum am învățat de la mama noastră și cum ne-a mai dezvoltat bucătăria pe parcursul vieții. Doar că știți cum este, câte obicei te bordei, câte bordei te obicei, mă scuzați, important este că eu fac așa cum știu, iar dacă cineva se uită, îi mulțumesc pe această cale sau poate să-mi dea sfaturi sau idei. Sunt toate binevenite. Așa este. La noi aici, la Viena, este foarte mult soare, este temperatura ridicată, nu este frig, nu este zăpadă, au plouat până acum, deci nu știu cum este tipul la voi, vă rog din suflet să-mi spuneți de unde mă urmăriți, vă rog din suflet să-mi spuneți. Ia uitați, Doamne, ce călduros, ce fain, moale. Mai sper să-l putem folosi. Da. Foarte fain, foarte fain. Foarte, foarte fain. Așa are o finețe. E foarte fain. Sunt foarte mulțumită de ceea ce am comandat. Mă gândeam că o să nu o să mi... Nu prinde așa apă, așa multă apă, ceea ce e foarte bine. Nu o să mi placă, o să fie cine știe ce material și mă gândeam că o să fie ceva așa, dar e foarte fin, e foarte ok, e foarte fain, culorile îmi plac. Spuneți-mi de unde, din ce țară mă urmăriți, spuneți-mi unde faceți de Crăciunul, ce pregătiți de Crăciun. Ați văzut, ne-a făcut cândnațul, am filmat cu telefonul în picioare, pentru că așa a fost atunci situația. Sper să îmi cer de scuze dacă nu se vede așa de bine sau nu se aude așa de bine. Așa că, Doamne ajută, numai bine sănătate și urmăriți-le pe mai departe, o distribuire și un like. Haideți să fim mai buni! Sărbători fericite tuturor românilor, oriunde v-ați afla. Doamne ajută!